Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului a Universității Politehnica Timișoara a marcat un moment semnificativ în evoluția sa, inaugurarea unei clădiri ultramoderne dedicată cercetării, inovației și educației în domeniul ingineriei chimice, biotehnologiilor și a protecției mediului. Clădirea de pe Bulevardul Vasile Pârvan, numărul 6, a fost proiectată pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare și reprezintă culminarea eforturilor susținute ale facultății de a se adapta și a evolua în consonanță cu cerințele academice și industriale contemporane. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în 23 iulie 2020, iar turnarea fundației a avut loc în octombrie 2020. La inaugurare, Universitatea Politehnică se mândrește cu 10 laboratoare didactice noi, care acoperă o suprafață totală de 1178 de metri pătrați și 7 laboratoare de cercetare, însumând 345 de metri pătrați. Clădirea găzduiește de asemenea 6 birouri și 2 zone de relaxare pentru studenți de peste 1000 de metri pătrați. Deschidem un nou capitol în istoria facultății noastre, marcând începutul unei noi ere, unde toți studenții și cercetătorii își vor putea desfășura activitatea într-un cadru modern, adecvat secolului în care trăim, declară profesor universitar doctor inginer Gabriela Alina Dumitrel, prorector al Universității Politehnica Timișoara. Noua clădire este construită în continuare a actualului sediu al facultății, iar extinderea a devenit posibilă în urma accesării de fonduri europene nerambursabile în cadrul programului operațional regional AXA Prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, valoarea totală a proiectului ridicându-se la peste 40 de milioane de lei, dintre care 11 milioane de lei fiind finanțate de către UPT. Acest eveniment marchează un nou început pentru Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, reiterând angajamentul Universității Politehnica Timișoara către inovație, excelență educațională și cercetare de avangardă.